Bună ziua, de la fabrica de stupi Oradea. Câteva cuvinte despre stupi orizontal pentru pavilion. Avem aici o comandă care o să livrăm astăzi de stupi orizontal pe 18, 18, 19 rame pentru pavilion. Da, e podișorul cu sită, hrănitor, siropul se toarnă pe aici, deci nu trebuie să nu deranjați albinele. Construit pe principiul vaselor comunicante. Deci, albina urcă pe aici, da, asta e alt stup. Albina urcă pe aici, de aici vine și ia siropul. Această scândurică se mișcă mai greu un pic acum, chiar proaspăt fiert în ceară. Asta se mișcă și dacă doriți, puteți să lăsați albina să vină aici în tot hrănitorul ca să curețe de sirop, să nu mucegăiască siropul. Dacă e în poziția, să zic, normală, este aici un spațiu de 3 mm prin care siropul vine aici și albina posterior. Intră un litru jumate de sirop. Deci ce... Noi am mai prezentat acest stup într-un alt video de al nostru. Ce am, să zic, îmbunătățit sau ce au dorit apicultorii care au mai achiziționat acest tip de stup. E la ordiniș. Ce au dorit ei a fost ca în momentul când colectăm polen, adică scândurița de această scânduriță e în poziția de sus, adică albina trece prin partea de jos a acestui placaj, da? Și trece prin ca să intre în stup trebuie să treacă prin placa activă. Da? Să aibă, deci aici se introduce o scândurică ca să țină, o șipculiță ca să țină acest placaj blocator, sau cum ziceți, cum doriți, să-l țină sus, să rămână aici un spațiu de 2 cm prin care albina să iasă mai ușor din stup afară. Acum ori vor fi albine și care vor intra pe acolo prin stup, însă ideea a venit de la un apicultor care e profesionist, zic eu, care are tot așa stupii făcuți cu acest sistem și a zis că ies albinele mult, mult, mult mai ușor din stup. Deci oricum mai multe vor fi care să iasă afară prin acest spațiu decât care să intre. Astfel se va crea un circuit din stup către exterior. Și destul de puține albine care vin de la cules să intre tu prin acest spațiu. Deci asta ajută foarte mult. Cum e construit? Noi l-am făcut, să zic așa, rapid, urmând ca apicultorul care va duce astăzi stupii să-și facă el sistemul. Noi am atașat niște balamale pur și simplu pe placa activă. Da? Și această scândurică merge în sus, în jos. Și aceasta la fel. Da? Deci așa ar fi poziția, să zicem, când albina trece prin, trebuie să treacă prin placa activă ca să intre. Pentru mai multe detalii despre acest stup, găsiți, cred că numele filmulețului este stup pentru pavilion, în care sunt descriși mai în detaliu. Da? Facem așa și o imagine mai de ansamblu. Populeților. Sunt destul de mulți. Aici sunt o parte, în depozit mai sunt o altă parte, urmând să încărcăm imediat. Cel care a comandat acest stup e un domn care și construiește, e din Sălaj,
dânsul și construiește pavilioane pentru alți apicultori. Eu, din câte știu, a făcut aici și la noi în Bihor, la 3-4 persoane. Acum, în intervalul ăsta, decembrie-februarie, parcă. Și dânsul a avut un pavilion și l-a vândut și a vrut să-și facă stupi noi. Mă rog, nu neapărat noi, ci stupi mai buni. Și a comandat de la noi. El a văzut stupii. A venit la un apicultor să construiască, să construiască un pavilion. A văzut stupii la acel apicultor care au luat de la noi și s-a hotărât și el să își vândă pavilionul și să-și facă stupii tot mai buni. Dacă aveți comentarii, să le lăsați. Poate vor fi de ajutor la alți apicultori, poate nouă. Acestea sunt falci făcute, nu? Și podișorul sită și podișorul hrănitor e cu falci. Cu joc suficient ca să da. O zi bună, la revedere!